Iancu Sterpa a împlinit 24 de ani și a avut alături pe cei mai importanți oameni din viața sa, cum ar fi familia, dar și prietenii apropiați. Luptătorul și-a sărbătorit ziua de naștere pe data de 28 octombrie, cu 3 zile după ce fratele său, Culiță Sterp, a împlinit 30 de ani. Iancu Sterp provine dintr-o familie cu încă un frate și două surori. În mediul online, cu toții se afișează împreună, semn că relațiile dintre ei sunt extrem de solide. Atât mama lor Geta, cât și Culiță și cele două surori au vrut neapărat să-i arate cât de mult îl iubesc. Cu atât mai mult, iubita lui Iancu Sterp, Denisa, i-a arătat cât de mult înseamnă el pentru ea. Iancu Sterp nu și-a dorit să aibă o petrecere extravagantă, așa cum a avut fratele său, Culiță, care a aruncat cu bani la lăutari. Cum vremea a fost extrem de plăcută, tânărul a ales să petreacă la un grătar, alături de iubita lui și de prieteni apropiați. Pe rețelele sociale, membrii familiei i-au transmis mesaje emoționante, care l-au copălșit pe Iancu Sterp. La mulți ani, dragă! Dumnezeu să-ți binecuvânteze toate zilele vieții! Sunt mândră de copilul care a devenit bărbat. Te iubesc nespus de mult! Încă de când Iancu era mic, noi îl alintam Dagă, prescurtarea de la dragă, dar fiind mic și drăgălaș, noi îi spuneam Dagă. Ce repede trec anii, dar mă bucur că trec cu folos. Iar noi suntem apropiați, dacă are unul, avem toți. Suntem sănătoși, uniți și unul lângă altul orice ar fi. Te iubesc și sunt mândră de tine, frate, orice ar fi, a scris Geta Sterp în dreptul unei fotografii din copilărie. Culiță Sterp a postat un filmuleț în care apare fiul lui, Milan, și mama Geta. La mulți ani, Iancu! Te iubim mult, să fii cu minte, se aude în clipul postat pe Instastory. Culiță Sterp a avut o petrecere de neuitat alături de cei dragi, cum ar fi familia, colegii de breaslă și prietenii apropiați. I-au cântat artiști de renume de la noi, iar atmosfera a fost una cât se poate de plăcută. Chiar dacă a împlinit vârsta de 30 de ani, el le-a mărturisit fanilor de pe rețelele sociale motivul pentru care se simte trist. Vă mulțumesc din suflet tuturor pentru urări. Mă și bucur și parcă sunt și trist. Nu-mi vine să cred cum au trecut 30 de ani, când te gândești, numai să-i numeri e greu. Bine că nu mă simt eu ca la 30 de ani, mă simt ca la 20, dacă-i vorba. Parcă niciodată în viața mea nu am avut o stare ca și acum. Să am două sentimente în același timp, mă și bucur și mă și întristez. Nu-mi vine să cred, am făcut 30 de ani. Of, viață, unde te duci? Mai stai, a transmis Culiță Sterp pe contul personal de Instagram.